Se ia atitudine. În urma sutelor de mesaje ale locuitorilor municipiului Chișinău, care și-au exprimat nemulțumirea vis-a-vis de faptul că au primit facturi cu prețuri majorate la încălzire pentru luna ianuarie, șeful statului a convocat astăzi la președinție o ședință de lucru cu factorii de decizie de la Termoelectrica, Primăria Chișinău și Moldova Gaz, pentru a clarifica situația. Șeful statului și-a exprimat nedumerirea în cazul în care în luna trecută s-au înregistrat temperaturi înalte, iar prețul la gazele naturale nu s-a majorat. De ce oamenii trebuie să plătească mai mult pentru energia termică? Gazul nu s-a scumpit, așa? La fie mai. Căldură, oamenii consumat mai puțin, dar sunt obligați să plătească mai mult pentru agentul termic. Pentru lucrul ăsta nu e normal. Eu am primit sute de solicitări în ultimul dat câteva zile. Și îmi spun foarte clar că cineva le fură banii de cetățeni de Chișinău. Și rog, vor să dăm afară de la Termoelectrică, vor la primărie. Pe de altă parte, reprezentanții Termoelectrica dau asigurări că toate calculele au fost corecte și doar câteva sute de blocuri au indicat facturi mai mari. Noi am analizat deja mai multe de 100 de blocuri unde erau într-adevăr puțin mai mari. Acum tot depinde de gestionatul locativ, nu au fost puțin mulți factori, nu au fost reglat temperatura la bloc. Însă temperatura în sistem care nu este generat de către noi se liberează de 24-24 de ori. O lucrăm pe un grafic care nu lucrează nimeni nici în România, nici în Ucraina. Șeful statului a cerut efectuarea unei analize profunde a situației ce s-a creat. Dânsul a primit asigurări că factura pentru februarie o să fie cu 25 sau 30% mai mică comparativ cu cea a anului trecut și cu cea a lunii precedente. Președintele a atenționat că în caz contrar va recurge la demiterea conducerii Termoelectrica.